Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Acoperi cercetătorii britanici în ultimul... Ce au mai descoperit? Au descoperit că există o legătură între cât mănânci și cât de mare ești. Ceea ce, cine ar fi crezut că poate să fie așa? Deci sunt, am citit că sunt vremuri foarte grele pentru sardine. Sardinele sunt din ce în ce mai mici, ele nefiind mari niciodată, dar ele acum sunt din ce în ce mai mici din cauza modificării mediului și a surselor de hrană. Deci vestea bună este că sardinele vor avea în sfârșit mai mult loc în cutiile lor de conserve. Să stea ca sardelele. Da, înainte stăteau înghesuite ca sardinele sau sardelele, acum o să fie mai lejer. Păi da, știi că sardelele... Da. Mă rog. Sunt diferite de sardine. Nu! Și de sardeluțe. Nu, dar sunt pui. Să nu îmi spune că îmi dau lacrimile. Deci sardelele alea, da, alea din cutie. Deci am mâncat, da, până acum am mâncat pui. Țărac. Sunt pui, mă. Deci... E ca la pui cu găină, știi? Sardele cu sardină. Că sardina când se face mare, n-ați mâncat sardine de alea pe plită în Grecia? Și pe la noi. Ba da. Se fac și de 30 de centimetri, adică e... Deci suntem numai în confuzii zoologice, spun. După confuzia zoriții cu carpatin, care a fost doar din neatenție, că știm diferența. Acum o să ni se explice care e diferența între sardină și sardea. Nu este. Eu cunosc, adică am studiat fenomenul. 0-7-2-8-3-1-3-2. Există vreo diferență între sardină și sardea? Eu când m-am dus prima oară să mănânc sardine pe plită și am primit peștele la... Da, ai zis, păi nu, asta e vreo de alea mici. Ce asta, mă, zic, sardinele sunt alea ca anșoa mici, nu? Și atunci m-am documentat. Aha. Și am văzut că sardina e tot una cu sardeaua. Mă rog, da, asta e o șmecherie de-a noastră. Vrem noi să fim mai altfel. Da. Așa și sunt pui. Și când sunt pui, sunt bancurile alea. Îi prinde aia cu năvodul. Sunt bancuri de pui? Da. Bun, și deci fiți atenți aici. Sardinoi de ăștia, la situație. Deci începând de la jumătatea anilor 2000, mărimea sardinelor a scăzut constant. Din ce în ce mai mici. În Marea Mediterană. De la 15 cm la 11 în medie. Dar ce s-a întâmplat? Ia, aici trebuie să ajung. Nici pescuitul, nici prădătorii naturali, nici virusurile nu s-au aflat la originea acestor schimbări, ci mai degrabă alimentația lor. Cercetătorii au verificat ipoteza. În total, deci, eu vreau... Nu putem să fim și noi cât cercetători dintre ăștia, avem tot respectul, dar am vrea și noi să cercetăm așa. În total, fiți atenți, 450 de sardine au fost repartizate în 8 bazine. 450 împărțit la 8. Ce? Vrei să o găte la 56? 56 de piese. Le-au, 56 nu jumate. Se împarte exact. Da. Așa. 450 de sardine au fost repartizate în 8 bazine pentru a testa efectul mărimii și cantității de hrană asupra supraviețuirii creșterii și efectivelor. Am fost surprinși de efectul foarte important al mărimii surselor de hrană, a precizat unul dintre cercetători. O sardină care primește hrană de talie mică, el mănâncă plancton și sau alge. Microalge. Sunt herbivore. Și plancton și alge. Sunt și un puțin carnivore, că planctonul e mai păcărniță. Da. Da. Are nevoie de o porție dublă pentru a crește, la fel ca o sardină care primește hrană de talie mare. Deci cine ar fi crezut că dacă n-ai mâncare, nu crești mare? Înțelegi? Deci cercetătorii au asta. Pe bune, au împărțit săracele sardine, la unora le-au dat mâncare puțină și mică, și celorlalte mâncare, deci plancton mai grăsuț, mai cu slăninuță, mai cu șuncă pe el, și au descoperit, ia uite, sardinele alea care au plancton mai grăsuț cresc mai mari. Auzi de hamsii, știm ceva? Nu știu, dar sunt curios. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.